Sfântul Cuvios Timotei s-a născut la începutul secolului al IX-lea. A intrat de mic în mănăstirea Simvolii de la baza muntelui Olimp din Asia Mică. A fost ucenicul cuviosului Teoctist, povățuitorului Platon, mărturisitorul și altor monarhi apărători ai Ortodoxiei. Trăind în munți și pustietăți, se nevoia în post, înfrânare și rugăciuni și a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul tămăduirii bolnavilor și cu putere asupra darurilor necurate. A trăit în Sihastrie până la adânci bătrâneți. În Biserica Romano-Catolică, pe 21 februarie, este venerat Sfântul Petru Damian. Acesta s-a născut la Ravenna în anul 1007. După ce a studiat la Ravenna, Faenza și Padova și a predat la Universitatea din Parma, a intrat în Mănăstirea Camaldoneză din Fonte Avellana în Umbria, care a devenit centrul activității sale reformatoare. La bătrânețe a fost chemat la Ravenna, orașul său natal, pentru aplanarea neînțelegerii provocate de către adepții unui antipapa. Moartea l-a surprins în anul 1072 la Faenza, la întoarcerea din ultima misiune de pace. A fost proclamat învățător al bisericii pentru numeroasele sale scrieri cu conținut teologic.